dragii mei, astăzi o să încerc să vă explic ce înseamnă ASMR-ul. În fiecare zi primesc comentarii sau mesaje de la unii dintre voi care nu înțeleg de ce șoptesc în videoclipurile mele sau de ce mă mișc așa, de ce fac unele gesturi, spre exemplu asta care îl fac acum. Deci în engleză acest fenomen se numește ASMR, ce înseamnă Autonomous Sensory Meridian Response. În traducere ar fi răspunsul senzorial meridian autonom. Acest fenomen este foarte greu de explicat, dar este caracterizat prin o senzație plăcută care începe la nivelul creierului și coboară la ceafă și la spinării și toate extremitățile. Eu personal simt fioruri sau în engleză se numesc tingles. Deci ASMR este un fenomen foarte greu de explicat și chiar oamenii de știință nu au o explicație pentru ceea ce simțim noi, adică unii dintre noi, pentru că nu toți au nu toți pot experimenta aceste senzații provocate de anumite sunete sau factori vizuale. Creierul este provocat de anumiți factori, anumiți stimuli. În engleză se numesc triggers și sunt o sumedenie de triggers care pot provoca această senzație extrem de plăcută de fiori. Eu personal am simțit aceste fiururi de când aveam 5 ani, cred eu, nici nu mai aduc aminte. Și cred că primul sau unul dintre primele episoade care îmi aduc aminte a fost când bunica mea împletea sau croșeta, împletea. Și eu doar o priveam și mai relaxa enorm când doar o priveam cum și chiar auzeam cum croșeta și lâna făceau acest zgomot și adormeam extrem de rapid doar privind-o. Alt episod îmi aduc aminte când, la fel, eram foarte mică, când mă duceam la coafor. Mămica mea își făcea coafura. Era așezată în fața oglinzii și frezerița sau cum se numește? Frezerița. Îi pieptăna părul sau îi punea culoare pe păr și doar privind acest lucru îmi dădeau fiori pe tot corpul. Și era o senzație atât de stranie, mai ales pentru că eu eram mică și nu puteam nici să mă exprim bine. Acum nu prea mă exprim bine, dar era chiar am vorbit cu mama de multe ori și încercam să-i explic
și ea, din păcate, nu putea să înțeleagă, pentru că ea niciodată nu a simțit aceste fioruri ASMR. Deci până în ziua de astăzi nu are idee despre ce vorbesc eu. Și știu că o grămadă din voi nu o să înțeleagă. Dar sunt foarte multe persoane care privesc videoclipuri ASMR și nu simt niciun fel de fioruri, însă simt o stare de relax. E bine, nu? Adică când vă simțiți un pic mai obosiți, mai triști, vreți să adormiți mai ușor, vă sugerez să purtați niște căști. Căști simple, nu contează de care aveți. Și să vă relaxați și doar să priviți un videoclip. Nu contează care, nu trebuie să priviți videoclipurile mele. Puteți găsi o sumedenie de